Spectacolet bucurește femme.dro cu Andreea Bursan și cu Elvira Adeat, cu dragi prieteni, călătorim din nou în lumea teatrului, probabil și un pic în lumea filmului și a filmului de televiziune, cu această actriță frumoasă, talentată, cu acest om special. Și mă bucur tare mult că în sfârșit suntem din nou împreună. E a treia încercare, îi spuneam și ei, înainte de a începe emisiunea de a ne reîntâlni aici, în studioul București FM. Ne ascultați pe 98,3, pe Elvira o vedeți pe Facebook București FM și, bineînțeles, mergem la Teatrul Odeon, casa sa de suflet, locul în care a venit imediat ce a terminat facultatea, în care a rămas și bine a făcut că a rămas acolo, cel puțin pentru noi spectatorii de Teatrul Odeon, pentru echipa teatrului, dar cred că și pentru actrița Elvira Datcu, sau în primul rând pentru actriță. Și cum se spune, cum zicea doamna Rodica Mandache, frumoasa Teatrului Odeon! Osta Mulțumesc <laughs> pentru invitație în primul revenit. rând! revenit! Și uh, mă bucur că suntem împreună să vorbim despre despre ce ne mână și ce ne macină și ce ne pasionează și ce, și ce ne ajută să supraviețuim. Da, n-ar fi putut deschide mai bine calea pentru toate acestea pe care le-ai amintit tu deja, decât am avut o livadă, pentru că ne trimite foarte bine în toate aceste puncte ale existenței fiecăruia dintre noi, de ieri, de azi, a familiilor noastre. Cum a fost această experiență actriței întâi de toate, această dublă călătorie, foarte greu de făcut din punct de vedere tehnic, îmi închipui, mă uitam cum reușiți voi să treceți de la un tablou la altul, dintr-o epocă în alta, dintr-o piesă în alta până la urmă? Da, așa este. Pentru mine această întâmplare această întâlnire cu Eugen a început în momentul în care ne-a chemat pe cei care am dorit, n-a fost o obligație, să participăm la o întâlnire, la un, așa zis, casting, mă rog, în ghilimele. Să ne întâlnim. Eu îi văzusem un spectacol. Nu, văzusem deja două spectacole, Pe Scărușul și Itinerarii, care mi-au plăcut foarte tare. Și ne-am întâlnit la acest casting. Am avut niște teme, nu ne-am dus așa doar la o simplă să ne dăm binețe și atât să ne spună ce are de gând să facă și am avut niște teme, am avut niște uh, lucruri de, de... niște momente de prezentat. Unul dintre ele era chiar să cântăm, dar cu o anumită temă, cu uh, ceea ce n-a fost deloc... Uh, n-a fost ușor, dar totuși m-am dus pentru că voiam foarte tare măcar să stau de vorbă cu el. Uh, el mi-a mărturisit, eu uitasem, că noi ne-am văzut uh, la niște filmări, la un serial, la un pas înainte, acum... Foarte mulți ani, pardon, acum foarte mulți ani, în care el era protagonist, dar eu am intrat în sezonul 2, când el a ieșit din acel, dar ne-am întâlnit la filmări o perioadă și el era foarte tânăr, era foarte tânăr și el încă foarte era actor. Și pentru foarte, că vorbim acum de și regizorul Eugen <laughs> Și foarte talentat actor. Am văzut și prețul aurului, apropo, da, chiar că am zis că am văzut doar două spectacole, dar în prețul aurului el joacă, își spune povestea de viață. Și la această la acest casting, după ce am povestit, am făcut ce mi-a cerut, am încercat să fiu un adevăr. La sfârșit când am, am dat să ies, eram deja în picioare, era și colega noastră de la Secretariatul literar Tamara, sosei cu noi și m-am întors și am strigat: "Am avut și o livadă." Pentru că mi-am adus aminte ieșind... Deci tu ești vinovata lui lui. da, așa, cel puțin așa a explicat și Eugen. Și el a început să râdă, bineînțeles, Tamara la fel. Și m-am întors și am zis, dar chiar am avut o livadă, pentru că bunicii materni, care erau la Bistrița în Năsăud, au avut o livadă în care eu am muncit în fiecare vară a copilăriei mele, când eram la Bistrița și eram în fiecare vară, Aveam de strâns poamele, adică prunele, merele, toate celelalte Și era o olivadă în pantă pe un deal superb, o olivadă foarte mare Și a fost foarte, foarte specială întâlnirea mea cu Eugen Cum hai să-și decodăm puțin pentru cei de acasă Eugen împreună cu dramaturgul spectacolului, cu Ian Au făcut acest scenariu care merge pe două planuri aparent paralele și spun doar aparent, dar restul se va descoperi uh, vizionând spectacolul, pornind de la Livada de Vișin, celebra piesa lui Cehov și o aia pe care tu ne o aduci pe scenă de văzut într-adevăr. Știi că spuneai data trecută că ți dorești un Cehov? Da, am reascultat da, am <laughs> Da, ai dreptate, da. Aha. În primul rând, noi am pornit uh, în această întâmplare cu eugen cu un workshop, cu un atelier de o săptămână. Îți și spuneam că pentru mine a fost uh, benefică. Aș spune foarte benefică, nu știu la care grad de comparație benefic. Uh, pentru că pe mine mai interes, mie îmi place genul ăsta de lucru în care cum ți-am spus, în momentul în care primești un text, orice fel de text, și îl citești, fără să vrei, știi deja și încadrezi în niște tipare, secvențele, scenele pe care le parcurgi. Știi cam în ce zonă sunt de exprimare, de expresie de, și ăsta este un mare pericol. O facem inevitabil, este o, o conții și te duce gândul sau ai niște repere și zici cam în zona aia, cred că este și nu întotdeauna este... Nu întotdeauna este bine, nu, da, 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 pentru că ar fi ideal să te poți întoarce la punctul 0 sau dacă nu punctul 1 al, al drumului tău, al parcursului tău profesional și să ai bucuria redescoperirii personale eu asta urmăresc, cel puțin în ultimii 15 ani, cu gândul ăsta pornesc la drum în orice întâlnire profesională. La sfârșit vreau să știu dacă eu, adică asta mă interesează, dacă am descoperit ceva nou despre Elvira. Că e Elvira mama, că este Elvira actrița, că e Elvira plătitoarea de facturi. Nu contează, dar dacă eu descoper ceva ce habar nu am avut despre mine, Până atunci, mie mi se pare un pariu, chiar dacă Importantă este întâlnirea cu publicul, că pentru cine facem noi acest lucru? Noi facem pentru public și firește că aștept un feedback și aștept ca bucuria pe care am avut-o eu să se răsfrângă și să se întoarcă dinspre din public, spre noi, dar uh, pentru mine recunosc, în principal, uh, aceasta este miza oricărei întâlniri profesionale, să descoper ceva despre mine. Și cu ajutorul lui Eugen, eu am descoperit ceva despre mine, de-aia spun că a fost o întâlnire benefică și acel... Acea săptămână de workshop în care am intrat un pic cu cotul, fiecare dintre noi, cu niște prejudecăți, cu teamă, cu curiozitate, pentru că, cum ți-am și spus, eu sunt colegi cu care mă văd de niște ani în teatru, dar nu am lucrat pe scenă și nu se numește lucru dacă ai un schimb de două replici. Adică nu am căutat împreună, n-am trecut prin labola, laboratorul ăla să ne cunoaștem și să descoperim împreună. Da, de e lucru... importantă echipa. Da, Asta lucru să care acum s-a întâmplat și faptul că Eugen el a pornit de la ideea de pierdere a unei proprietăți, că este vorba despre o casă, că este vorba despre un copil. De aceea acest mix de două texte, un contemporan și o prelucrare și preluare în altă albie a textului lui Cehov um, și ne-a dat teme de improvizație pornind de la niște ani considerați de el și de noi, că a fost o discuție deschisă importanți, anii 50 când s-au pierdut niște proprietăți, anii, anul 77 cu, cu tremurul, 90 cu revoluția și cu întoarcerea acasă și încercarea de a-și recupera bunurile pierdute și anul 2023. Și noi am avut teme de improvizație și rădeam mamele din distribuție că plecam acasă cu tema. Ne întorceam la repetiția a doua zi cu cel puțin o oră înainte de întâlnirea cu Eugen ca să stăm la noi în pod acolo la teatru unde avem un spațiu foarte frumos acolo o bucătărie, ca să discutăm și să repetăm, să ne discutăm identitățile și să stabilim care sunt, care e firul roșu al improvizației pe care urma să o facem. Și râdeam cu fetele mămici că bă, eu am de făcut o ciorbă, mă duc acasă. Aveam niște teme, stăteam pe telefon după amiaza când ne duceam. Adică a fost o, o perioadă de lucru uh, și la sfârșitul acestei perioade simțeam cum se estompează toate, toate. Uh, gândurile parazitare cu care am plecat la drum. Că noi spunem că suntem deschiși la minte și suntem deschiși oricărei provocări, dar fără să vrei, te ține într-o inerție un... Uh, acum ce facem? Facem improvizație? Ne punem costumul de mișcare? Da, ne punem costumul de mișcare, că nu vreau să fiu... Vreau să mă îndepărtez de Elvira, cea care sunt eu în afara teatrului. Vreau să încerc să mă apropii și a fost uh, foarte greu, am avut un timp extrem de scurt de, de repetiții, adică au fost 35 de zile Punct, ceea ce mie nu mi s-a mai întâmplat a fost uh, înfricoșător pentru noi. Adică nici măcar cele două luni care sunt mm -hmm. acum considerate un minim exact. pentru nașterea da, unui spectacol. Da. Și a fost o perioadă care a coincis cu perioada festivalurilor din țară. Și am plecat și la festivaluri, a fost în perioada cu tiful, s-a plecat și la tif. Deci, din aceste 35 de zile, unii dintre actorii care se regăsesc în distribuție au absentat de-aia spunem că poate dacă am mai fi avut 10 zile ar fi fost dar sper să sper să rămână o bucurie, acum este o bucurie pentru noi spectacolul ăsta, care e un spectacol greu, cere un anume tip de concentrare și eu simt asta chiar simt că suntem o trupă pentru că de multe ori ne aruncăm și povestim și spunem vorbe mari, minunata trupă armonia și Uh, înțelegerea care există în trupa nu știu cărui teatru. Dar eu acum chiar am simțit acest lucru. Au fost, au fost și frecușuri, și momente de cumpănă, și momente uh, conflictuale, dar vorba, Domnului Arbulescu, sucurarea cum? de la lucru nu se ține. Și cum se spune în teatru, sunt și utile până sunt la și un. și utile? Depinde Bineînțeles că nu trebuie să ducem. fim cu toții de acord, Doamne ferește. Și întâlnirea cu Ian pentru mine a fost uh, minunată. Eugen râdea pentru că întrebam când nu-l vedeam pe Ian uh, în sală, dar unde e Ian? De ce n-a venit Ian? Și când apărea Ian, uitați-l pe Ian, <laughs> pentru că am avut, într-adevăr, am avut o conexiune. I-am simțit foarte aproape și eu le mulțumesc pentru această întâlnire. Eu um, Eugen Jebelanu și cu Ian Verburg sunt un, un cuplu pe scenă, în sensul bun al cuvântului, au vorbit foarte deschis că sunt un cuplu da. și în viața de zi da. cu zi, pentru că nu au astfel de probleme de a vorbi despre astfel de lucruri, ceea ce până la urmă e normal și e firesc. Um, și povesteau într-o întâlnire de la Arcub, din cadrul Festivalului Național de Teatru, de modul în care uh, modificau sau construiau împreună cu voi la repetiții. Această parte de text care vine și completează și merge mână în mână cu livada, cu acea livadă uh, retradusă de uh, colega noastră, de Raluca Rădulescu, pentru că iarăși contează foarte mult da. acest limbaj al zilei de astăzi. E greu să mai mergi și să asculți un text scris sau tradus acum 50 de ani, așa încât este contează, contează, greu, contează da? și acest aspect pentru că voi sunteți oamenii de azi, voi și cu această istorie pe care o aduceți din anii 50 în coace și în care ne regăsim noi sau familiile noastre. Într-un punct, în mai multe, sau în povești ale prietenilor noștri și cred că asta e important și asta e miza până la urma fiecărui spectacol, ca eu acolo, în fotoliul meu de spectator, să rezonez cu ceva. Cu o poveste, cu un sentiment, cu emoție, Asta, da, așa este. e la sine. Așa înțeles. este, da, da, da. Noi în aceste 5 zile, 7, câte au fost de improvizație, la un moment dat a existat această improvizație, că nu întâmplător am menționat-o pe Alina, în care noi ne-am dat aceste identități, Nico era băiatul crescut de mine, Alina era sora mea care venea din străinătate să-și recupereze copilul, Vlad era fiul, adică această improviz... a... aceste personaje, aceste caractere din contemporan, ele au existat în improvizație și au fost foarte multe improvizații, foarte, 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 foarte bune, dar asta i-a servit lui Ian în. i-a urmat gândul lui Ian și atunci au hotărât ca aceste identități să rămână și această improvizație să fie firul roșu pentru textul contemporan pe care l-a scris ea. Și sunt, foarte, sunt multe replici care sunt replici spuse de noi la, la, improvizație, la care el firește că a adăugat minunatele monoloage ale lui Nico, ale al lui Ionel Mihailescu. Dar Într-adevăr, a, a fost greu uh, și au dat seama că ei au vrut, de fapt, să urmeze toate acele perioade, să le insereze. Deja un spectacol de patru ore, n-a fost posibil. Adică, au fost mai multe variante de lucru, mai multe încercări uh, și căutări pe care, într-adevăr, le-au făcut împreună cu noi. Ceea ce. A fost un laborator. A, chiar practic. a fost un laborator toată această perioadă. Acum, sper ca emoția și bucuria pe care o avem noi jucând acest spectacol să. Să ajungă și la public. Hai să-i și amintim pe partenerii tăi, ai spus deja Vlad și Nico, așa că să spunem Nico Vlad. Și Alina Berzumțeanu și Ionel Mihailescu și Gabriel, Gabi Pintilei și Ioana Bugarin, care deja este fica mea pentru a patra oară, în, la teatru, în spectacole. Alexandru Papadopol. Uite, Diana Gheorghean, discut, să, dacă, să nu, să nu, uităm, să nu pe ui, cineva. uităm pe cineva, Nicoleta Lefter, Ruximaniu. suntem bine, Vlad Bărzanu, să spunem complet și Edward numele Nifa. lui, și acum cred că am spus distribuția completă, am verificat, așa este, da. oricum. Important este să-i descoperiți voi acolo la teatru, la Teatrul Odeon, la Sala Majestic, mai durează un pic până la următoarea reprezentație de -abia o, da. în decembrie, da. dar 4, cred. 3. 3. 3 decembrie, da. Când e vom totuși a, mai devreme. Am avea o repetiție <laughs> cu o zi înainte la sală pentru că, la scenă, pentru că e un spectacol uh, extrem de crud și avem nevoie, nu poate, nu putem să mergem în pod, să repetăm un text și atât, e, um, și cred că va mai modifica. Eugen, are acest. Uh, Stil de lucru care pe noi ne-a ne paralizat, dar, din nou, mi-am dat seama cât e de. te obligă să rămâi viu, să rămâi proaspăt, să, uh, pentru că el modifică și cu, uh, cu o jumătate de, înainte, de oră înainte de începerea spectacolului. Deci îți fuge pământul de sub picioare și este o panică și un freamăt în culise, dar mie mi se pare un lucru minunat pentru că toți sunt, nimeni nu se relaxează, nimeni nu bea o gură de cafea, toată lumea bea apă și se gândește la ce urmează să facă, ce urmează, în, în scena urmă, ce urmează să facă în scenă și te poate doborâ pentru că mulți nu pot funcționa, nu pot răspunde, se panichează și dar e un exercițiu bun. Adică, dacă ești deschis la minte și la suflet, mie mi se pare. îți păstrezi o prospețime și mie mi se pare benefică. Și mi se pare important să fii atent și la acest puls al sălii și al feedback-urilor pe care le primești de la cei care au fost la primele reprezentații, și acolo unde chiar merită un pic intervenit să faci acest uh, lucru. Da, 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 da. Păi, uh, astea sunt și acum, cred că vrea să facă niște modificări. Ne-am tot văzut în timpul festivalului și am mai stat de vorbă și vrea să mai... Uh, oricum a tăiat deja 20 minute făcut din bine, spectacol. Că era da, un pic prea da, lung. A tăiat deja la ultima reprezentație, a fost uh, două ore și un sfert, va mai tăia din câte am înțeles, uh, dar uh, n-am până la urmă, până pe 3 decembrie, până pe 2 decembrie mai e cale lungă și probabil nu știu cu ce idee o să vină, dar e un organism încă viu, e un organism viu și pot apărea modificări și într adevăr sunt lucruri care au venit din partea publicului, public avizat sau nu, dar public e, iubitor de teatru și care am și eu o, o cunoștință care merge la teatru cred că merge chiar de două ori pe săptămână vede tot și mi-a scris n-am știut că a venit, n-am știut că și-a cumpărat bilet și mi-a scris că uh, m-a fericitat pentru spectacol dar mi-a spus că a plecat acasă cu dileme și întrebări și când a ajuns acasă s-a tot gândit, s-a tot gândit și când a ajuns acasă și-a dat seama că de fapt emoția pe care a trăit-o ea uh, pentru că a trăit-o un anume tip de emoție pentru ea nu mai contează să găsească neapărat răspunsul la întrebările cu care a plecat după spectacol. Și probabil că e un tip de spectator care s-a emoționat și care nu mai caută să afle răspunsuri. Sau mi-a spus după aceea că s-au decodificat lucruri la jumătatea spectacolului și că poate ea ar fi simțit nevoia, ne fiind actriță, ne fiind om de teatru, de doar spectator, și ar fi dorit să le înțeleagă mai curând, dar în același timp n-au deranjat o pentru că s-a emoționat foarte tare și într adevăr toate aceste modificări într adevăr cred că și pentru Eugen vin pentru că vin în urma unor întâlniri cu oameni care au văzut spectacolul. E că adică, mi se pare important să nu mergi dintr o idee fixă, domnule, eu așa l-am creat. Ăsta e el înghițiți cu lingurița, no. așa cum filmag no, eu no, pe cât no, no, no. E urâtă expresia pe care am folosit-o eu acum, dar s-a practicat atâția ani în teatrul românesc. Da, și nu. E... După foarte multe lingurițe transformate în polonic de ani de experiență și de profesie, ajungi să mai spui câteodată și așa, vreau să revin la partea frumoasă și să te întreb cât de greu e. Ai mai făcut și în alte spectacole să ai cel puțin două personaje, rebarbar, mă refer, în același în casa spectacol și în Casa deschisă, vorbim și despre ea, dar. Uh... Să treci la modul, nu știu, o să iau un termen foarte practic, fermoar dintr-un personaj în celălalt, adică o secvență e Ranevskaia, o secvență e, e actualitate. Daniela, da. Um, Și pe urmă revin, adică e acest joc permanent între timpuri. Din fericire, nu am răgazul să stau prea mult în culise, adică aproape deloc, pentru că trebuie să mă schimb. Și atunci aceste gânduri care ar putea să mă paralizeze nu au timp să se instaleze, pentru că eu sunt atentă doar să-mi schimb pantofii, să-mi dau jos o rochie, să pun altă rochie să... și să fiu atentă la replicile colegilor de pe scenă. Nu mi-am pus această întrebare. Am mers cu Eugen, am mers cu Ian, cu povestea lor, nu nu mi-am dat seama, n-am stat să analizez, să simt greutatea, nu mă mai gândesc la lucrurile astea, nu m-am gândit. Mi-a fost mai greu, mi-a fost greu la repetiții. Și este evident că, așa ca și la Julieta fără Romeo, jucând atât de aproape de public și ne ieșind deloc în culise, mi-am dat seama că este, am nevoie de un alt tip de concentrare. Pentru că mă fură foarte tare în primele minute la Julieta, de exemplu, mă fură mirosul parfumului, freamătul, respirația spectatorilor, pentru că suntem chiar la un metru de ei. E și este un pentru un pic mine... mai mult decât distanța din da, noi două din momentul Pentru mine ăsta. este extrem de greu și pentru celelalte două colegi ale mele, pentru Roxi și Ioana, să, ne, să rămânem, este un efort aproape fizic să rămân într-o în, în gândurile și în uh, identitatea asta nouă pe care vreau să o propun, este foarte greu. Lucrurile se estompează și după ce încep să rostești și să existi pe scenă, nu mai există aceste, nu mai apar aceste temeri și panici pentru că ești și nu mai, nu mai există. Așa este și la Livada. Este un anume tip de concentrare fără de care eu nu aș putea să, funcționeze -aș putea să funcționez în acest spectacol. Tocmai pentru că sunt trecerile astea, Uh, pentru că, din punct de vedere tehnic, pentru mine este inedit. Am mai jucat cu lavalieră, dar am fost împotriva lavalierei, pentru că mi se pare că aducerea tehnicului ăsta într-un astfel de spectacol uh, vă duvește. După aceea, am înțeles dorința lui Eugen și am acceptat-o cu toții și ne-am dat seama că nu mai așa se poate, pentru că el dorește ca toate sala mare te obligă să împingi cuvântul și atunci te scoate un pic dintr-un adevăr și faptul că trebuie să proiectezi cuvântul, silaba, ca să ajungă până la balcon, iese un pic dintr-un adevăr pe care îl căuta Eugen. El a vrut să fie cel puțin textul contemporan, să fie extrem de filmic, ca intensitate a vocii, și atunci chiar a fost nevoie. Doamna Dorina s-a luptat mult de tot să-l convingă să renunțe la Valiere, dar nu se putea altfel. Este evident că nu se putea altfel. Mi-e greu, dar mi-e frumos, mi-e bine, mi-e bine. Nu mi-e bine, mi-e foarte greu. Mă, mă consumă foarte tare aceste personaje, dar îmi place, atât de, îmi place atât de mult să fiu cu colegii mei împreună și să facem întâmplarea asta să fie, să ajungă aceeași tip de emoție și la public, că nu mă mai gândesc. După aceea simt la, simt la cabină, că sunt cam frăgezită, <laughs> sunt cam uh, obosită. <laughs> da. Și pentru că au fost acele workshop-uri și acele părți păstrate, o să te întreb ca la film. A fost și vreo secvență la care țineai și până la urmă a picat și n-a rămas în spectacol? Nu. Nu. Iar eu n-am orgolii din asta. Poate că ar fi... Nu, era bine. vorba de, de nu, de da, așa. știu, dar e un soi de, de, Momentul meu, că se întâmplă să suferi, că-ți stai o replică, că-ți stai un monolog, cum toată lumea știe de monologele Ranevscă, -e, care sunt cum sunt și care sunt, au o lungime, la mine nu se regăsesc. Din povestea mea spune Ioana, fica mea, spune Uh, Ania în spectacol, din monoloagele uh, mele, și nu am avut niciun fel de suferință. Adică, oricum am fost periată de propunere, oricum am fost periată de Livada, de Cehov. Ai repere, ții minte niște spectacole, ți-au rămas, le porți cu tine în suflet. Uh, e bine să pleci cât mai dezgolit și dezvelit la drum uh, într-o astfel de întâlnire cu Eugen Veleanu. Deci iată ce bine ar fi ca de fiecare dată să existe un astfel de workshop sau măcar da. ceva da. care să... Este ceea ce eu propun de mult în teatru. În primul rând mi se pare decent ca regizorii care vin în teatru să vadă spectacolele teatrului, să cunoască trupa, să vină și să lucreze cu oamenii din teatru, că... Se presupune că de-aia îți dorești să montezi la Odeon, pentru că vrei să lucrezi cu trupa Odeonului, nu cu alții. Bine, la Odeon la și chiar un caz fericit, nu vreau să jignesc pe nimeni. Să poți Așa. să ai o trupă gândită să cam ai toate, toată gama de, Vai, și eu sunt extrem de, de adică extrem nu e ușor și e și un merit al doamnei Dorina Lazar. De recunoscătoare Aici. pentru oamenii tineri, pentru tinerii pe care avem în teatru. Eu sunt topită după ei și sunt deștepți, sunt talentați, sunt foarte profesioniști, pe Nicola Dor, pe Ioan, adică sunt oameni tineri, cu Ruxy am lucrat atât de frumos, sunt oameni tineri care au venit de câțiva ani, Nico Săracu nici nu are așa de mult timp de când e la noi în teatru și mă uit la ei cu mare bucurie și respect și admirație pentru că Gândim la fel profesia și se vede, eu o Nicoi tot spun, Doamne, dacă te schimb, te calcă în picioare, <laughs> 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 pentru că... Nu cred că se va schimba. Doamne, ajută, eu. da, sper, este o plămadă tare bună și un super profesionist. Sper se vede să... că nu-i doar talent acolo. Nu, 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 este, este, are toate calitățile să aibă o viață lungă în această profesie. Păi să-i ținem cum și ție ți dorim să ai o viață lungă în continuare în această profesie în care, uite faci lucruri atât de diferite în același timp și presupun că nici asta nu e ușor. Sunt spectacolele de la teatru și iară nu puține și cu roluri provocatoare. Ai amintit, deja am amintit și Erebarbor, ai amintit și O Casă Deschisă de Barbara, și uh, Romeo fără Julieta. Asta așa, doar titlurile Julieta mai... Julieta fără Romeo. Da, Julieta fără Romeo. Deci am zis invers, nu știu de ce, scuze. Dar sunt și titluri mai vechi nu știu, liniște, sărut acțiunea da, care luăm acum cred că a făcut deceniu sau cel puțin uh, pe acolo. Fix 10 ani, da. Ei, de la am, premieră. Am da, 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 eu da. bine. Da. În același timp e film, e televiziune. Film nu prea, adică nu... Ei, în perioada asta, măcar Ramon... Da, să știi că nu... <laughs> măcar chiar nu sunt cu Pavel Bartă, și uite, așa, ai și da, deja de mult. E deja de mult, e deja de mult că în momentul în care ajungi la premieră, cum bine știi, deja lucrurile se vor fi săvârșit cu mult timp înainte. Da, categoric. Nu, din păcate, nu sunt atât de solicitată pe cum pare. Faptul că am făcut televiziunea, asta îți oferă o vizibilitate și uh, lumea are impresia că există așa, în mod. Uh, repetat și... Dar știi, e și un risc, zicea nu-l luăm pe Elvira că e ocupată, are proiect de serial de televiziune. S-a întâmplat. Da. S-a întâmplat. Da, s-a întâmplat. Deși ei mă rog, nu lucrezi atât de mult pe cât ți-ai dori. Revin. Pentru că sunt două zile Din de filmare. Pare da. mult, sunt două știi. zile de filmare pe săptămână, uneori sunt două zile la două săptămâni, adică nu și nu vreau să renunț. Adică astea sunt niște întâmplări benefice, după părerea mea. Am și am avut șansa să fac multă televiziune deși eram arătați cu degetul la începuturile uh, serialelor de televiziune în uh, România când s-au reluat de fapt în 2004 probabil. Uh, da, pentru că și era ideea de telenovela românească, adică era un cadrați acolo, așa, era toxicație, da. E adevărat, dar pentru mine, și asta le spun tinerilor care mai vin și mă întreabă, îmi cer părerea, ce să fac, să mă duc, să dau probă, să mă duc în televiziune. Trebuie făcut cu grijă, cu gând, să știi exact în ce intri. Profesional este o mare provocare, pentru că tu faci aceeași profesie. Mă sunt de multe ori întrebată în interviuri, ce prefer care din aceste exprimări arele profesiei îmi sunt mai aproape de suflet? Niciuna. Ce pe care copiii da, exact. mai, niciuna, mai mult? exact. Niciuna, pentru mă. că sunt fațete aceleași profesii. Ideal este să încerci din fiecare, pentru că, din punct de vedere, faptul că tehnic sunt diferite, te obligă pe tine uh, la un alt tip de abordare și te obligă la acea prospețime, la acea să existi în momentul ăla. În televiziune, când am început televiziunea, era extrem de complicat, pentru că aveam un timp foarte scurt pentru secvență. Mă rog, și asta începe să înseamnă că faci la bar la calitate, dar am avut parte de niște întâlniri cu niște regizori, care unul dintre ei era un actor foarte bun, de-aia m-am și dus, pentru că știam că va fi Iura Luncașu acolo regizor la începuturile mele în televiziune, um, și știam că e un actor foarte bun și m-am bazat pe lucrul ăsta, Uh, dar este, e e extrem de greu să livrezi în 40 de minute cât erau uh, 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 oferite unei secvențe, este foarte greu să te schimbi, să repezi textul, să se filma cu două camere, foarte greu. Dar toate astea care mă crispau la început și eram convinsă că nu voi face față și că după o lună voi fi dat afară, e bine după o lună încep să... La film e altceva. La teatru, feedback-ul ăsta pe care l-ai direct nemijlocit cu publicul și în nicio seară spectacolul nu seamănă cu cel din seara precedentă, pentru că eu nu mai sunt aceeași care voi fi mâine. Sunt Ești tipuri că nici diferite. Pentru noi spectator nu e același lucru am experimentat de multe ori. Cred, dacă sunt convinsă, pentru că e, n-ai cum, a, de relația asta nemijlocită nu are cum să nu rămână nemodificată. Deși matematica e aceeași, practic pare că spectacolul este la virgula virgulei fix același. Da, asta e, și asta este frumusețea că descoperi, după nu știu câte reprezentații, mă trezesc spunând o replică, plec în culise și îmi de ce nu am spus replica asta niciodată așa, pentru că așa așa trebuie, așa am avut niște, am fost lovită pur și simplu cu leuca, deci nu mi-am, nu venea să cred că eu de atâtea reprezentații spun greșit, spun cu o altă nuanță, cu alt accent o anumită replică. Atunci a găsit firescul. Asta este, Nici că firesc. Uh, pentru că sigur nu o spuneam firesc cu nefiresc. Lui. da nu, 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 pentru că probabil momentul că momentul sunt lui. modificările care s-au întâmplat în viața mea în, în mintea mea în sufletul meu s-au reflectat în de asta este minunat la teatru că și cum reușești când e o sală mai rece, când e o sală care vrea să participe o seară ca o sală care nu se lasă atât de ușor dusă în poveste Ma... și apropo de sala studio Oamenii când sunt atât de aproape de tine, uh, la un moment dat la Julieta fără Romeo, a căzut un scaun de la masă din decor și un domn care era în primul rând s-a ridicat și l-a pus la loc pe podiumul pe care jucăm noi. Și soția îl trăgea de mână și spunea, lasă-l acolo, lasă-l acolo, lasă-l acolo. El, s a vrut să ne ajute. Pe noi ne-a tulburat extrem de tare. Ai intervenit a intervenit Au fost niște secunde... În... Am asudat, au fost niște secunde îngrozitoare. Firește că după aceea ne-am amuzat, la sfârșit i-am mulțumit, el și-a cerut scuze, a fost așa o. Um... Dar apropierea asta de noi îi tulbură atât de tare încât de multe ori nu, nu se lasă, nu vor să reacționeze, se jenează, să râdă, pentru că li se pare că tulbură din cauza apropierii. Când ești pe scena la sala mare și publicul se acceptă mai ușor convenția, distanțarea asta le dă lor libertatea eu sunt aici, voi sunteți acolo Deși pe scenă în scena, acest spectacol, în am suntem, avut o lipadă, spargeți și această da, convenție. această convenție da, uite ce frumos că ești obligat să existi în albii diferite de aici și frumusețea acestei profesii și binecuvântarea dacă reușești să o profesezi dacă ai șansă. O să te întreb foarte scurt, dar pentru că el a povestit aici în studioul București FM și cum, cumva în lipsă. <laughs> uh, cum a fost întâlnirea cu regizorul Pavel Bartos? <laughs> uh, aș fi spus stranie, dar nu, n-a fost stranie. A fost specială, pentru că noi suntem, uh, suntem colegi, dar am devenit prieteni. Pentru că suntem colegi de... și am tot purtat spectacole împreună, am tot jucat împreună. Eu m-am bucurat foarte tare, prima noastră întâlnire a fost la scurmetrajului. Eu m-am bucurat foarte tare că el se încumetă. Așa din afară, ai face un scurmetraj. Nu e... Știam că nu va fi simplu, dar a fost extrem de greu pentru că el... În loc, după aceea și spus, în loc să pun o masă la bucătărie și să am două personaje, eu am făcut o nuntă și cu multă figurație și cu mulți actori în casting și Um, și o comedie savuroasă și, și un film serios în același timp am fost mândră de el pentru că l-am descoperit pe Pavel altfel uh, noi ne-am dus am plecat cu el la drum așa a fost o discuție tu dacă fac vrei să da Pavel sigur că da Alina dacă fac da papici câți am fost omul titieni uh, și ne-am dus așa ca la un prieten să ajutăm un prieten să-și îndeplinească acest vis și totul a debutat sub aceste, aceste repere, ceea ce a fost minunat, minunat. L-au ajutat colegi din tehnic, din teatru, oameni prieteni din televiziune care au vrut să facă parte din întâmplarea asta, să-l ajute, să-l susțină, să facă posibilă această dorință a lui Pavel. După aceea la la lungmetraj eu tot glumești și spun tot timpul că de, în ciuda prieteniei și în ciuda faptului că ne știm de atât timp și am jucat împreună și am făcut ca și mic rolul. așa, nu ca mic, dar am fost la casting. Și deși lucram cu Hesus, cu care eu lucrasem de la un pas înainte, de acum 100 de ani în buftea și cu toate astea am fost la casting. Iar este un lucru remarcabil pentru Pavel și așa, este, așa trebuie să se întâmple, pentru că eu, ne fiind un rol principal, distribuția nu se făcea în funcție de mine. Eu trebuia să exist într-un într desen. Uh, și atunci trebuia să existe o chimie, trebuia să încercăm să... Și mi-a zis Sus, dacă nu e ce trebuie, nu e ce trebuie. Și cu asta, da, Iisus, sigur că da. Firește că râdeam, dar am fost la casting. Adică nu am, am luat rolul așa pentru că, în virtutea prieteniei și a colaborării noastre. Încă mergi la castinguri în general? Bineînțeles. În, nu merg cât aș vrea să merg, cât aș vrea să fiu chemată, dar merg, tot timpul merg la casting. Și, după cum vezi, și mergem și în teatru. Bine, la în teatru casting chiar pentru așa că... să fie, pentru că... Da, sunt pe de altă parte... Care se că te potrivești cu rolul. Pe de altă parte, nu... dacă ei, regizorii, văd spectacole teatrului și își acordă două săptămâni să vadă cât mai multe spectacole, și acum suntem o lume mică, totuși ne știm așa, ne-am mai văzut, dar... Da, e un desen al unei distribuții și pot să fi, pot să fi minunat. Lucru pe care l-am înțeles târziu și mi-am pierdut această încrâncerare și mi-am recăpătat lumina, slavă Domnului, pentru că mă poziționam greșit, pentru că luam orice, orice eșoare, orice pierdere a unui casting, uh, ca pe ceva o... personal? Da, că n-am fost bună, că n-am... Și acum întâlnirile astea sunt, mă duc și încerc să fiu cea mai, în cea mai bună formă, în cea mai bun moment al meu. O iau ca pe o întâlnire și mi se pare că e importantă și această întâlnire pentru că te duci. Habar n-ai ce poate să iasă din asta. Adică sunt mult mai deschisă, mult mai relaxată. Uneori mă întreb dacă nu sunt prea relaxată. Dar uh, sunt, uh, le iau ca niște ca pe niște întâlniri provocatoare cu un om pe care îl știu sau nu îl știu cu care am lucrat sau n-am lucrat ceva să fie nu mă interesează invers s-a întâmplat adică te-ai dus, ai luat castingul din ce citise scenariul părea că ți-e ok da, și ulterior se descoperi că nu e un personaj cu care să te întâlnești uh, nu, s-a întâmplat să particip la un casting uh, mult o vară întreagă este foarte mult timp. Cred că cred că eram tânără actriță la Odeon. Deci e, sunt mulți 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 ani un regizor important de film pe care l admiram foarte tare, care dorea să existe să fie un filmul lui foarte tare, dar și -a, mi a tot spus, nu mi-a promis, a spus că îmi va scrie, că îmi va scrie, că îmi va scrie. Și când înainte de a semna contractul nu era scris și am avut o temere și am spus: Câte vreme nu e nimic scris, ceva să fie, că o să fie, o să fie, mi-era teamă. Mi-era teamă, mi-era teamă și atunci un perso am refuzat, un deși ar, pe care probabil an... că. Nu-l cunoșteai nici în cele mai. Nu, absolut deloc. Și deși îmi doream foarte tare întâlnirea și probabil că ar fi fost o întâlnire profesională pentru mine și în acel moment, Era un mare regizor de film, cu toate astea am. Poate că am greșit. Ai văzut pe Poate urmă filmul că... și te-ai da. uitat -am cu regretat. o altă atenție -am la... Regretat. Bine că m-ai întrebat. am dat seama că nu am regretat. Deci nu trebuia să se nu. întâmple. Da. Lucrurile se întâmplă atunci când trebuie, chiar dacă uneori suferim, chiar dacă ni se pare nedrept. Da. Da. Pe de altă parte, dacă spui asta, n-a fost să fie, nu e pentru mine... E bine să spui asta și este un adevăr, dar în același timp... Să nu te complaci, a, să nu devină exact, o... Exact, să nu fie un scut. Pentru că șansa, da, joacă un rol, vorba domnului Arbulescu, că asta sunt câteva lucruri pe care care îmi răsună în minte tot timpul când vorbesc despre profesia asta, șansa, șansa joacă un rol nepermis de mare. Dar și când vine șansa aia și nu te găsește pregătit, trenul pleacă din gara ta. Și... Uh, Ratezi o întâlnire. Adică, într-adevăr, lucrurile care trebuie să se întâmple, se întâmplă și e bine să-ți pui asta pentru că încrâncenarea pe care am avut-o mi-a furat lumina și bucuria și atunci tipul ăla de energie, tristețea și mărăciunea și uh, frustrarea și mă pozițion... Mă... n-am stat bine cu încrederea de sine niciodată. Asta sunt alte discuții pentru altă dată. Și atunci pe mine astea mă blocau, adică era un blocaj din plexul solar și tipul ăla de energie urâtă și negativă. Ia uite, nu a... -am eu uite, fost eu suficient de bună. Sau o împingeam, o răsfrângeam și în exterior. Și atunci, normal că înapoi, spre mine, se întorcea același tip de energie. Momentul în care, asta vine odată cu, și cu vârsta, deci și înaintarea în vârstă are beneficii. De ei. <laughs> Pentru că vine un soi de înțelepciune și un soi de distanțare, nu te mai întreb de ce eu nu, sau te întreb dacă suferința nu este atât de mare, și nu mai știu când mă duc și dau un casting bun, și dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă pentru că nu trebuia să fiu eu acolo. Dar știu că întâlnirea mea, din punctul meu de vedere, n-a fost o întâlnire ratată. De ce ești tu atât de rea? De ce ți-a tu sau de ce s-au dus către tine doar acele personaje? Vorbesc doar de teatrul de televiziune, care până la urmă e teatrul, de filmul de televiziune, că teatrul de televiziune se face rar, dar cum noi acolo ne-am cunoscut, probabil că subconștientul da. așa lucrează, da. uh, în acele perioade în care televiziunea se română făcea, tot Doamne, făcea și... Să făceau acele teleplayuri. Am exact. și de Femeia Mării și de Don Carlos. Nu Femeia de... Mării, Copacii mor în picioare. Copacii mor în picioare, da. Care am da, Cu, da. cu Ileana Predescu, doamne, ce întâlnire am, de ce întâlnire am avut parte. Dar vezi, eram atât de tânără, atât de mică și fără experiență de viață. N-au fost niște întâlniri de care eu am profitat așa cum ar fi, cum aș fi făcut-o acum. Uh, a fost uh, jocul de vacanță cu Olimpia Arghir, Dumnezeu să o dinească. Da, și astea toate s-au întâmplat în anul 3 și în anul 4. Am avut o șansă uriașă. N-am realizat atunci că e o șansă uriașă și am ratat multe, multe lucruri. Eram fascinată de domnul Albulescu la Don Carlos, mă uitam. Era ca peștele în apă pe platou, întreba care sunt încadraturile, care sunt semnele. Eram atât de nătângă, ca să nu zic mai... Eram atât de... nu înțelegeam, de... mi se pare că este de pe altă planetă, domn' profesor. Am jucat cu domnul Pinte, am jucat cu Marius Stănescu, am jucat cu Dracoș Laru. Am avut parte de niște întâlniri uh, minunate. Iar în televiziune, mie... Astea, Dar revin, astea, astea și în televiziune rolurile. și acum... Nu știu de ce, dar mie îmi place asta. Mie îmi place foarte tare uh, pentru că e... au carne aceste personaje care țes intrigi, care fac, care manipulează, cum a fost mă rog, a fost, a fost un chin șojale pentru mine uh, proiectul cu Master și, uh, cu Spy Master dar uh, un chin șojale pentru că nu mi-am dorit să joc acest personaj niciodată, pentru că întâlnirea cu Chris și cu Echipa de producție și cu. a fost de super profesioniști și a fost o minunăție ce s-a întâmplat vara acum două veri. Dar, într-adevăr, mi-a pus capac acel personaj, adică personaje negative, mie îmi plac pentru că mă lasă și am o plajă de expresie mult mai mare decât un personaj pozitiv care suferă și primește tot timpul și nu poate reacționa, un personaj negativ dă voie la reacții și la acțiune. Și sunt. Da, am cam jucat personaje negative în televiziune, dar mi-a făcut mare plăcere și publicul de fiecare dată, pot să mă mândresc cu asta, au mers cu aceste, cu aceste caractere negative pe care le-am le propus. <coughs> și hai să ajungem și la o casă deschisă pentru ultimile trei minute din întâlnirea noastră de astăzi. Iarăși, am povestit despre personajele tale cu domnul Titieni aici în studioul București FM, cum și despre Julieta, fără Romeo, am povestit cu Ioana Bugarin. Cum a fost pentru tine acest uh, proiect? Casa deschisă? Da. Uh, în primul rând că am avut o întâlnire cu Teo Petre întâmplătoare la o cafea și ea mi-a... S-a confesat și mi-a spus atunci că își dorește foarte tare să lucreze cu mine, să lucrăm împreună. Eu am fost măgulită. Îi văzusem deja un spectacol, cel pe care l-a jucat la Național, care îmi plăcuse foarte tare și mi-a plăcut foarte tare cum a condus actrițele, care erau minunate oricum. Mi-a plăcut tot la acel spectacol și ea a avut în gând un alt text, Mama. Ne -a, da, 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 ne a povestit da, da? Și uh, eu eram foarte fericită pentru că lucram pentru prima dată cu domn profesor în teatru. Noi n-am lucrat niciodată, nu ne-am întâlnit. Deși deci au mai la fost niște încercări, da, dar știi, pentru că e altceva și nu. Eu îl admir foarte tare și este un partener minunat și. Uh, după aceea n-am mai putut face acel text pentru că erau drepturile date altor teatre și a găsit acest text cu Casa Deschisă, în care am rămas parteneră cu, cu Adrian. A fost o perioadă foarte frumoasă. A fost o atmosferă ca și la Julieta fără Romeo. A fost o perioadă foarte faină. Teo lucrează minunat și. Îmi place asta foarte tare la ea, că se simte iubirea pe care o are pentru actori, admirația, respectul, dar se ține cu dinții de propunerile ei, cedează doar atunci când este convinsă, ceea ce este lăudabil la un tânăr regizor, că nu se lasă înghițit de un actor cu experiență, cum este, de exemplu, domnul Titieni. Pentru că de multe ori zici, bă, poate nu-mi dau seama, poate că așa este, dar ea a ținut cu dinții la gândurile cu care a plecat, la propunerile pe care le-a făcut inițial și a fost a fost foarte faină foarte faină întâlnirea noastră. Și îl jucăm cu bucurie, destul de rar din păcate, nu știu cum sunt vremurile astea că ajungem să jucăm uh, foarte rar spectacolele. Poate că sunt pe prea multe titluri, puțin da. De -atât. Dar uh, a fost atunci a fost prima dată când am jucat, am lucrat cu Nico Becker și l-am descoperit pe Nico și şi... cu Ioana din nou, avem aceeași relație mamă-fică. Dar ne e tare drag spectacolul și sper să îl jucăm totuși cât de curând. Și eu sper. Important e să fiți voi acolo pe scenă cu roluri atât de diverse, să putem să vă descoperim, să vă puteți bucura voi, să ne putem bucura noi de voi și să mergem înainte cu povești care să ne emoționeze, cum spunea acea prietenă a ta da. pe care o amintei în, în discuția noastră de astăzi. Îți mulțumesc tare mult, Edvira cu pentru ceea ce ne-ai povestit astăzi. Și -am intrat mulțumesc. și Noi un pic în laboratorul spectacolului am avut o livadă căruia îi dorim și lui o viață lungă, frumoasă și cu spectatori care să iasă un pic schimbați da. din această întâlnire. Da. O, să, o să descoperiți de ce am spus asta. Să te vedem în continuare la Teatru. Mulțumesc. La film, adică pe ecran, pe micul, pe marele ecran. Și de ce nu să ne reîntâlnim și aici în studiul București FM. Mulțumesc încă o dată pentru popasul de astăzi. Vă și mulțumesc, eu mulțumesc și vă, dragi prieteni, că am fost și astăzi împreună, vă spun, ca de fiecare dată, poftă de spectacol să aveți, pentru că veți avea întotdeauna șansa să găsiți ceva pe gustul vostru, pentru sufletul vostru sau pentru mintea voastră. Andreea Bursan sunt, vă mulțumesc că am fost împreună, îi mulțumesc Iuliei pentru ajutorul din Regia de emisie. vă las cu știri, apoi cu răzvan Petre aici, pe București FM, pentru că aici e capitala. La revedere!